Evanghelie după Ioan, capitolul 14, de la versetul 15 la 18, pagina în Biblie 1046. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Amin. Cuvântul Domnului trebuie să fie pentru noi întotdeauna un cuvânt glorios, un cuvânt profund, un cuvânt care să ne învețe adevărul despre Dumnezeu și despre noi. Suntem la sărbătoarea Rusaleilor, la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, ziua când biserica a fost dedicată ca un copil în fața Domnului. Și în această zi glorioasă, în această sărbătoare glorioasă, trebuie să ne întoarcem din nou la cuvântul bazic al Sfintelor Scripturi, care să ne învețe despre Duhul Sfânt, despre această a treia persoană din Dumnezeire, egală cu Tatăl, egală cu Iisus Hristos, dintotdeauna cu ei. De aceea vorbim despre un Dumnezeu trinitar. Termenul în sine, trinitar, nu apare în Scriptură. Este un nume pe care avocatul roman, încreștinat, Tertulian, l-a creat ca să poată să apere creștinii care erau persecutați sub cezare roman. Suntem în jurul anilor 220 de la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Biserica este în plină persecuție, însă biserica a ajuns și în casa cezarului. S-au întors la Domnul, s-au pocăit, cum spunem noi în termen popular, oameni mari de lângă Cezar. Tertulian este unul dintre ei, pentru că este un avocat de frunte, un om cu o minte extrem de ascuțită. El este cel care a inventat, dacă vreți așa, termenul Trinitate. Și de atunci termenul acesta a rămas în vocabularul bisericii creștine, pentru că nu putem vorbi despre Dumnezeu decât numai în formă trinitară. În pasajul de față, Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbește și ne spune: eu trebuie să mă duc înapoi de unde am venit. Locul este la Tatăl, de unde m-am coborât. Ca așa stau lucrurile, noi trebuie să ne uităm și să ne aducem aminte, frați și surori, că în Vechiul Testament Iisus Hristos este prezent. Ceea ce deseori citim, Îngerul Domnului, care l-a călăuzit pe Israel, nu este altul decât Iisus Hristos. De unde știm că este Iisus Hristos sau că este Dumnezeu? Este Iisus Hristos, este Dumnezeu, pentru că primește închinare, îi se aduce jertfă, ori nimeni nu primește închinare, nimănui nu îi se aduce jertfă afară de Dumnezeu. De aceea, când citiți despre Îngerul Domnului care mergea înaintea poporului sau care s-a arătat la părinții lui Samson, este o cristofanie, o prearătare a Mântuitorului Iisus Hristos. Apoi, tot în Vechiul Testament, conceptul acesta trinitar nu este un concept străin. Dacă vă uitați cu mine în Isaia 63, este cel mai profund pasaj biblic din Vechiul Testament în care Trinitatea lui Dumnezeu este prezentată într-o formă cum nu se poate mai explicită. Isaia 63, de la versetul 8, vom citi. Aș vrea să puneți și pe ecran pentru ca să putem să urmărim lucrul acesta. El a zis, este Dumnezeu: negreșit, ei sunt poporul meu, niște copii care nu vor fi necredincioși, și astfel El s-a făcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, ne uitați, și Îngerul, care este înaintea feței Lui, deci iată că sunt două personalități distincte, Îngerul
care este înaintea feței lui, feței lui Dumnezeu, i-a mântuit. Deci Iisus ca mântuitor este în Vechiul Testament. El însuși i-a răscumpărat, observați, în dragostea și în durarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Este Iisus cel care i-a purtat. Este cel mai glorios pasaj din Vechiul Testament, care este mai direct. Dar hai mergem mai departe. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui, cel Sfânt. Observați a treia persoană din Dumnezeu. Se poate mai limpede, mai clar? Iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. 11. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise, deci când îngerul Domnului se arăta puternic între ei, și a zis, fiți atenți acum, unde este acela care i-a scos din mare, este tatăl, cu păstorul turmei sale, care este Iisus. Unde este acela din nou tatăl care punea în mijlocul lor? Duhul lui cel Sfânt. Deci toată Trinitatea este prezentă. Toată Trinitatea este prezentă. Care povățuia dreapta lui Moise cu brațul său cel slăvit, care desplica apele înaintea lor ca să-și facă un nume veșnic, care îi călăuzea prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se potignească. Iată, deci, în Vechiul Testament, conceptul trinitar nu este străin. De aceea, pentru unii dintre dumneavoastră care poate ați fost plătinați într-o zi, sau pentru dumneavoastră de la internet, care ați auzit despre această poveste veche, botezul numai în numele lui Iisus. Pentru că Dumnezeu există unul singur, nu trinitar, și conceptul dumneavoastră este unul vechi, nu este nou, pentru că a fost inclusiv pe vremea lui Ioan, apostolul, anul 100, deci, anul 95, anul 100 după Hristos. Teoria dumneavoastră se numește modalism. Și este o teorie nebiblică. Este falsă ca martorul lui Jehova despre Domnul Iisus Hristos. Vreau să le vorbesc direct, pentru că de-aia suntem în biserică, să învățăm pe oameni, să ajutăm pe oameni să cunoască adevărul. Ce înseamnă modalismul? Ei spun, da, este un singur Dumnezeu în Scriptură, dar s-a arătat în trei moduri diferite de-a lungul istoriei. Până la Iisus Hristos, El s-a arătat ca Tată. Pe omă s-a întrupat Tatăl acesta și s-a arătat ca Iisus, dar este aceeași persoană. Apoi s-a dus la cer și a venit din nou aceeași persoană în altă formă, Duhul Sfânt. Dar numele Lui etern este Iisus. Povești, i-a dormit copiii. Și de aceea, spune ei, avem un argument puternic în fapte, că nicăieri în fapte nu scrie că au fost botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, ci au fost botezați în numele Lui Iisus. Și de aceea botezul creștin trebuie să fie făcut în numele Lui Iisus numai. Este falsă această teorie, acest concept, și în silica acestei de sărbătoare trebuie să amintim acest lucru. Pentru simplu motiv că Israel, ca popor credincios, credea în Dumnezeu Tatăl, credea în Dumnezeu Duhul Sfânt, după cum ați văzut, pentru că vorbea de Duhul Sfânt, aveau profeții. Prin cine a vorbit profeții? Prin Duhul Sfânt. Deci ei nu erau străini de Tatăl, nu erau străini de Duhul Sfânt. N-au înțeles că Îngerul Domnului este Iisus Hristos, Mesia, Hristosul, trimisul, unsul lui Dumnezeu. N-au înțeles lucrul acesta. Și atunci, când un evreu se întorcea la Domnul, era o bucurie extraordinar de mare și se spunea, s-a întors Isaac la Iisus, a fost botezat și el în numele lui Iisus. Asta înseamnă că n-a mai fost botezat în numele Tatălui și a Duhului Sfânt? Nu! Ci era simplă expresie de bucurie că în sfârșit l-au primit și pe Iisus. E așa cum vă duceți acasă în seara aceasta și unul dintre noastre povestește. S-a cântat glorios în seara aceasta, dar a fost și rugăciune, nu? Și predicarea cuvântului, nu numai cântare. Dar te-ai dus cu bucurie aceasta sau mi-a plăcut predica în seara aceasta, dar a fost și rugăciune, a fost și cântare, dar n-ai menționat pe celelalte două, pentru că funcție de ce te-a preocupat mai mult și ți-a făcut bucuria mai mare este lucrul pe care îl menționez. Și eu, doctorul Luca, am menționat, pentru că biserica primară s-a făcut printre evrei, au fost botezați în numele lui Iisus. Cine? Evrei, pentru că evrei formau biserica primară, dar ei credeau în Tatăl, credeau în Duhul Sfânt, după cum ați văzut în Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci să ne întoarcem la pasajul acesta. Iisus a spus așa, eu mă duc, dar nu vă las orfani. Vă trimit un alt, dacă e un alt, nu a spus eu vin din nou la voi sub formă de Duh Sfânt. Vă trimit un alt mângâitor care este ca mine,
egal cu mine, etern cu mine, de aceeași esență cu mine. Chiar și limbajul pe care îl folosește este un alon paracleton, care însemnează Dumnezeu de aceeași mărime ca mine. Alon paracleton. Dacă era diferit, spunea eteros paracletos. Un Dumnezeu străin, mai mic. Este ca și când... Dă-mi, te rog, Frank, sticla ta de acolo. Și nu știu dacă o mai primești astăzi. Da, și dumneavoastră, frate... Avem oameni pocăiți, ați văzut cum se sacrifică. N-am să le amestec, că după aceea nu o să mai bea apa din ele. Uitați, asta este Crystal Geyser și asta este de la robinet. Drinking water. Sunt două sticle diferite. Dacă sticla aceasta ar vorbi, ar zice, Frank, eu mă duc, dar îți dau altă sticlă. Dacă folosește alon sticlă, este o sticlă similară, de la chiuvetă. Dacă spune un eteros sticlă, înseamnă o sticlă diferită. Crystal geyser. În limba, thank you. În limba greacă, ca și în ebraică, termenii sunt foarte limpezi, sunt foarte clari, nu este confuzie. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus, vă trimit un alon paracleton, un Dumnezeu de aceeași esență ca mine, este o persoană distinctă, va rămâne cu voi, va fi cu voi, va fi în voi, dar și eu am să fiu cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, iar Tatăl meu care este Tatăl etern, Tatăl ceresc și Tatăl vostru, de asemenea este cu voi până la sfârșitul veacului. Deci toată Trinitatea este prezentă. Sau, cum vă spune, uitați-vă din textul pe care l-am citit, Iisus mai continuă în discursul lui, vă rog să puneți versetul 23 din Ioan 14. Iisus Hristos a spus acest lucru, ca să înțelegem că Trinitatea rămâne Trinitate și nu modalism sau povești de adormit copiii. Drept răspuns, Iisus i-a zis lui Toma, lui Iuda, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, adică va trăi cuvântul meu, va împlini cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el, observați cum vorbește. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ne vom face locuința în el. Pentru că în momentul convertirii devii templul lui Dumnezeu. Tatăl Ceresc coboară în tine, în mine, ai plinătatea Lui. Iisus Hristos, noi vom veni la El, coboară în tine, în mine, ai plinătatea Lui Iisus. Și Duhul Sfânt coboară în tine și în mine, ai plinătatea Duhului Sfânt. Însă, după cum vom vedea, plinătatea Duhului Sfânt este un concept dublu în paginile Sfintelor Scripturi. Dar să ne uităm la un lucru, îmi cer scuze că n-am acest obicei să fac introduceri mai lungi, dar este sărbătoare și la sărbători de felul acesta trebuie să clarificăm lucrurile. Și de aceea încă nu am anunțat titlul mesajului. Uitați-vă din nou în versetul 16 și 17 din pasajul pe care l-am citit, Ioan 14. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor, deci unul similar cu mine, egal cu mine, care să rămână cu voi în veac, și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Vreau să fac aici o clarificare. Când Iisus Hristos vorbește despre promisiunea Duhului Sfânt, vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Despre botezul cu Duhul Sfânt, nu despre toată lucrarea Duhului Sfânt. Și când este vorba despre botez cu Duhul Sfânt, frați și surori, doamnelor și domnilor, botezul cu Duhul Sfânt este dat bisericii, nu lumii. Lumea nu-l poate primi. Că este dat bisericii, vorbește ucenicilor și atunci lucrul acesta trebuie să fie explicit de la sine. Dar uitați-vă în Efeseni, împreună cu mine, Efeseni 1 cu 13 și zice așa,
Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, deci nu înainte de a auzi, de aceea dacă aveți un prieten, și voi tinerilor, și prietenul acesta acum v-a dus și l-a scos din bar, nu-l duceți la stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt, că nu-l botează nimeni. Nu-l botează nimeni. Botezul cu Duhul Sfânt nu este pentru oameni din lume, este pentru biserică. Aduceți-l la evangelizare, dar nu la stăruință. Și voi, după ce ați auzit cuvântul, nu înainte de a auzi cuvântul, credința vine numai în urma auzirii cuvântului. Cuvântul, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el. Păi, întâi trebuie să auzi cuvântul. Să crezi acest cuvânt, să crezi pe Iisus și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care a fost făgăduit. După aceea, deci după ce te-ai mântuit, ești pecetuit, botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar în momentul mântuirii, când mărturisești credință, devii copilul lui Dumnezeu, devii templul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt coboară în tine. Pentru că în raport cu lumea, uitați ce face Duhul Sfânt. Foarte mulți sunt confuși la acest capitol și de aceea mi-am luat libertatea ca slujitor să fac această explicare în introducere. 1 Corinteni 12:13, vă rog. Și de asemenea să-mi puneți acolo pe ecran pentru toți ca să vadă lucrul acesta și să-l înțeleagă. Efeseni 4:4. Uitați ce scrie în 1 Corinteni 12:13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Ne vom întoarce la el, vreau să citesc și Efeseni 4:4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură speranță a chemării voastre. 5. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. 6. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. Apoi versetul 4, vă rog. Este un singur trup. La ce se referă? La ce se referă? La biserică. Deci nu sunt mai multe biserici, pentecostal, baptiști, catolici, ortodoxi. În ochii Domnului este o singură biserică, un singur trup. Biserica se numește trupul spiritual al lui Iisus Hristos. Este un singur Duh. În biserică lucrează un singur Duh, nu mai multe, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Biserica are o singură speranță sau nădejde, cum scrie acolo. Nădejdea bisericii este aceasta. Cine crede că Iisus este Mântuitorul se curățește știind că va învia din morți ca Iisus Hristos. Cine are în el nădejdea aceasta se curăță, după cum și el este curat. Lăsați mai departe acolo textul, vă rog. Așa. Mai departe, versetul 5. Este un singur Domn în biserică, este Domnul Iisus Hristos, Domnul bisericii. Este o singură credință în biserică, nu sunt mai multe, o singură credință. Credința pe care o are biserica nu este pentecostală, nici baptistă, nici ortodoxă, dacă sunteți aici, ca să vă dezamăgeți pe toți. Ci credința pe care o are biserica este aceasta. De sub puterea păcatului și a morții, singura jertfă care te poate și mă poate răscumpăra este jertfa în Iisus Hristos. Amin? Deci aceasta este credința noastră. Credința dată sfinților odată pentru totdeauna. De sub puterea păcatului și a morții nu ne poate răscumpăra decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Punct. Mai departe. Este un singur botez. Care este botezul? Sigur că fiind pentecostal veți zice că este botezul cu Duhul Sfânt. Nu este. Nu este. Biserica nu are un singur botez, biserica are mai multe botezuri. Este botezul cu apă, botezul cu foc, este botezul martirajului și este botezul cu Duhul Sfânt. Încă o dată, botez în apă, botez cu foc, botezul martirajului, deci ceea ce Biblia numește
ceea ce numim botezul martirajului este să fii martirizat pentru Hristos. Iisus spune, nu eu explic, eu mă citesc pe Iisus. Veți putea voi să beți paharul pe care îl voi bea eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, a spus Domnul către Ioan și către Iacob, fiul lui Zebedei. Adică veți trece prin martiraj, o să puteți? Și o să putem. Deci, ăla este botezul martirajului și să nu fie confundat cu botezul cu foc. Botezul cu foc îl dă Iisus Hristos, dar însemnează zelul aprins pe care Domnul îl pune în inima ta și în inima mea, la cele mai crunte persecuții și la cele mai mari împotriviri, să rămâi credincios, să nu te dai înapoi. Puneți-mi Ieremia 20 cu 7 și 8 acolo și 9 pe ecran, pentru că atunci vedeți mai bine, înțelegem mai bine lucrarea Domnului, înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Ieremia este un profet mare, dar un profet batjocorit, închis, ținut în nămol, ținut în grob, ținut în fântâni, hrănit cu pâine în tristări, odată la 3 zile. Așa. Pentru că el a predicat și a zis, a profețit și a zis, Israele, la Babilon cu tine. Ne spui, o să mergem noi în Babilon. L-au persecutat. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig, sâlnicie și apăsare. Nu ne place nici de păstori care ne predică, ce nu tot predică ăsta și îmi spune mie de păcat, nu? Și avem voci prin sală. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară, bat jocură toată ziua. Dar nu ne oprim, pentru că nu ne speriem. Câteodată ne descurajăm, este drept. Uitați ca și Ieremia. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele Lui, ca să nu mai aduc atâta mărăciune, nu? Iată că în inima mea este, ce? Este un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Asta este botezul cu foc. Să fii plin de zel pentru Domnul, nu să te împiedici la prima încercare. Gata, dau înapoi, dau demisia, mă duc de aici, plec de aici, mă despocăiesc, mă duc înapoi la bar, mă duc înapoi la discotecă. Este foc pentru Domnul. Și atunci, de ce spune Biblia că este un singur botez? Pentru că așa cum spuneam la frații care s-au botezat, vreau să spun întregii biserici și prietenilor noștri de la internet, frați, surori și ascultători. Frați și surori, doamnelor și domnilor, întotdeauna un botez presupune 3 lucruri. Un botez presupune 3 lucruri. Botezător, candidat pentru botez și mediul în care se execută botezul. Botezător, candidat pentru botez și mediul în care se execută botezul. La botezul în apă, botezător este cine? Păstorul. Candidat este cel ce s-a pocăit deja, nu? Și mediul în care se execută este apa. La botezul cu Duhul Sfânt, botezător este Iisus, este Matei 3:11. El vă va boteza cu Duhul Sfânt, candidat este cel mântuit, pentru că am văzut că nu este pentru lume, botezul cu Duhul Sfânt nu e pentru lume, că lumea nu-l cunoaște și nu-l poate primi. Așa? Iar mediul în care se execută botezul este Duhul Sfânt. La botezul cu foc, botezător este Iisus, candidatul este cel mântuit, focul, mediul, este tot Duhul Sfânt, este zelul pe care Domnul îl pune, deci Iisus botează, îl pune în tine. De ce spune Biblia că este un singur botez, când avem deja 4, am amintit, martirajul de asemenea? Este un al 5-lea botez, frați și surori. Trupul lui Hristos se formează pe o singură cale. Deci, foarte mulți întrebați, oare cum se ajunge în rai? Cine ajunge în rai? Botezat cu Duhul Sfânt, nebotezat, întors, neîntors. În împărăția eternă a lui Dumnezeu se intră pe o singură cale, singura cale este Iisus Hristos prin credință, dar, calea aceasta de a intra în raiul lui Dumnezeu, în împărăția eternă a lui Dumnezeu, se face prin procedura numită botez. Este un singur botez care mântuie. Toate celelalte botezuri pe care le-am amintit, cu apă, cu foc, cu Duhul Sfânt, martirajul,
sunt botezuri de creștere, de maturizare, nu sunt pentru mântuire. Nu mântuie pe nimeni botezul cu apă, nu mântuie pe nimeni botezul cu Duhul Sfânt, nu mântuie pe nimeni botezul cu foc, nu mântuie pe nimeni botezul martirajului. Nu, pentru că deja sunt mântuiți oamenii aceștia. Cred că m-ați înțeles bine. Deja sunt mântuiți. Dar este un singur botez care mântuie, care formează trupul lui Hristos, dacă n-ai știut până acum. 1 Corinteni 12 cu 13. Ia uitați ce scrie acolo. Cum nu se poate mai simplu? Și tinerii noștri trebuie să priceapă, pentru că trebuie să cunoască. Noi toți, nu numai o parte, în adevăr, deci fără să mai facem teorii denominaționale, am fost botezați de un singur Duh. Cu ce scop? Să alcătuim un singur trup. Cum se formează trupul? Unul singur trup. Prin botez. Care este botezul? Ia uitați-vă acolo, nu vă uitați la mine, că la mine nu scrie în ochi. Scrie acolo pe ecran, în Scriptură. Ce botez este acesta? Poate va fi un șoc pentru unii dintre dumneavoastră. Să știți că și Duhul Sfânt botează. Ce am spus, un botez presupune întotdeauna botezător, candidat și mediul în care se execută botezul. Nu este vorba aici de botezul cu Duhul Sfânt, deși este menționat Duhul Sfânt, pentru că botezul cu Duhul Sfânt îl dă Iisus Hristos. Matei 3,11, El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Uitați-vă din nou în acest verset, 1 Corinteni 12 13. Noi toți în adevăr am fost botezați, scrie, de un singur Duh sau cu un singur Duh? Cum scrie? De! Însemnează că Duhul Sfânt e botezătorul. Duhul Sfânt e botezătorul. Iată că el are și slujbă de a boteza. Cine e candidatul? Înainte să fii în trupul lui Hristos, unde eram? Unde erai? Unde? Lume! Candidatul-i păcătosul. Mediul în care acest botez se execută sună neobișnuit pentru teoriile noastre, nu? Trebuie să ne uităm la Scriptură, frații mei. Mediul în care se execută acest botez este 1 Petru 1 cu 23, vă rog, rapid. Fiindcă ați fost, uitați, născuți din nou. De unde ne-a născut Domnul din nou? De unde? Din lume. Nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care e mediul în care se execută botezul dat de Duhul Sfânt, nu cu Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt, mediul este cuvântul lui Dumnezeu. Și acum hai să recapitulăm. Este un singur botez care mântuie. Nu-i botezul cu Duhul Sfânt, nu-i botezul cu apă, nu-i botezul cu foc, nu-i botezul martirajului, ci este botezul dat de Duhul Sfânt. Și anume, este, cu alte cuvinte, nașterea ta din nou sau convertirea ta și a mea, pe care numai Duhul Sfânt o poate face și o face cu păcătoșii. De ce? Pentru că în Ioan 16, vă rog să puneți acum pe ecran Ioan 16, și cu 8 la 11, Iisus explică lucrul acesta foarte limpede, foarte clar. Când va veni El, este vorba de Duhul Sfânt, uitați ce va face, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Puneți înapoi versetul 8. Când va veni El, ce va face? Va dovedi, adică va convinge. Pe cine convinge? Lumea, că noi suntem convinși deja. Pe cei păcătoși? Îi convinge vinovați în ce privește păcatul.
Pentru că păcătosul este expus la cuvântul lui Dumnezeu. Ieremia spune, cuvântul tău este ca un ciocan. Și acest cuvânt lovește în conștiință. Și când lovește în conștiință și în inimă, cuvântul acesta produce panică. Și zici, vai de mine, sunt păcătos. Eu nu te pot convinge, pot eu să fiu un predicator abil, dar nu te pot convinge că ești păcătos. Este Duhul Sfânt cel care face această lucrare. Duhul Sfânt, fraților, numai Duhul Sfânt. Și Lazare, n-ai făcut bine. Așa cum îți vine în conștiință și spune, iar ai făcut-o rău, iar te-ai dus unde nu trebuiești. Este Duhul Sfânt. Și atunci, intrând în panică, eu îmi zic, și tu zici, păcătosul, nu, credința se naște în urma auzirii cuvântului. Deci, începi să te trezești. Îmi zic, cum voi scăpa? Și Duhul Sfânt spune, Duhul Sfânt spune în versetul 10, sorry, în ce privește neprihănirea este al doilea lucru. Deci te convinge de neprihănire. Zice, Lazare, Mario, nu-ți face probleme. Trebuie să-ți dai seama că ești păcătos, pentru tine este salvare. Este neprihănirea lui Dumnezeu, Iisus Hristos. A murit El pentru tine. Dar păcătosul abia trezit zice, tot mai bine e la discotecă. Să-ți mai spun ceva. Versetul 11. În ce privește judecata? Zice, Lazare, uite, ai două opțiuni. Prima opțiune, ești păcătos. A doua opțiune, păcătos fiind, ia adu-i al tău. A doua opțiune este, crezând în Iisus, în neprihănirea lui Dumnezeu, tu scapi de păcat și nu-și mai aduce aminte de El. Și a treia opțiune, dacă te întorci înapoi la păcatul tău vechi, intri și sub mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Și atunci ai terminat-o. Și păcătosul se pocăiește și spune, eu sunt al lui Hristos. Este botezat de Duhul Sfânt. Botezat de Duhul Sfânt. Pentru că scrie bine acolo, cu ce scop? Să intri în trupul lui Hristos. Deci cine este mântuit? Este cel care a fost botezat de Duhul Sfânt, din păcătos, a intrat în trupul lui Hristos. Fie că este un baby de o zi, fie că este un bătrân de 99 de ani, este la fel de mântuit. Fie că are numai o zi în credință, fie că are 99 de ani în credință, este la fel de mântuit. Crezându-L pe Iisus Hristos, lăsându-se botezat de Duhul Sfânt. Sigur, în ce privește răsplata, de acolo încolo, răsplata este funcție de ce lucrăm. Mai avem 15 minute și mă întorc la textul meu ca să terminăm aici. Și atunci, Iisus Hristos a spus, Duhul Sfânt pe care lumea nu-L poate primi. Deci, lumea nu poate primi botezul cu Duhul Sfânt, dar lumea poate primi botezul dat de Duhul Sfânt, pentru ca lumea să se mântuie. Și uitați-vă ce se întâmplă, pe scurt am să vă spun acum, cu ceea ce promite Iisus. Deci, mesajul nostru de astăzi s-ar fi intitulat Mângâitorul cel promis. Mângâitorul cel promis. Și sunt trei aspecte în acest pasaj legate de acest mângâitor. Primul, anunțul despre promisiune. A zis, iată, deci vă trimit făgăduința Tatălui. Și ce fel de făgăduință, ce fel de mângâitor este mângâitorul acesta, Duhul Sfânt? Este un mângâitor rezident. Notați aceasta, un mângâitor rezident. Versetul 17, și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, deci lumea nu poate fi botezată, să nu faceți confuzie, botezată cu Duhul Sfânt, nu, dar convertită de Duhul Sfânt, poate fi, da. Pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți că își rămâne cu voi și va fi în voi. Deci ce ne-a promis Dumnezeu? Un mântuitor, un mângâitor rezident, rezident în tine, să locuiască în tine, să fii templul Duhului Sfânt. Iisus Hristos când a fost pe pământ a fost un mântuitor cu noi, Duhul Sfânt când este acum este un mântuitor în noi. Și este frumos lucrul acesta, dar bineînțeles că și Iisus este în noi acum ca și Tatăl. Nu numai un mântuitor rezident, un mângâitor rezident, este un mângâitor care descoperă, deci un mângâitor care descoperă. Uitați-vă în 14:26. Dar mângâitorul, adică Duhul Sfânt, care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Deci este un mângâitor care descopere tainele lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu. Și nu numai atâta,
că este descoperă, pe de altă parte este un mângâitor care aduce aminte. Din nou Ioan 14:26. Și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vreau să vă spun, frați și surori, doamnelor și domnilor, că una din lucrările frumoase ale Duhului Sfânt este lucrarea memoriei, activarea memoriei. Nu avem memorie că suntem noi oameni grozavi. Dacă Duhul Sfânt nu-ți activează memoria, n-ai memorie. Duhul Sfânt are o lucrare glorioasă de activarea memoriei. Vă va aduce aminte de tot ce v-am învățat eu. Numai trebuie să punem acolo învățătura Lui. Și atunci Duhul Sfânt ne aduce aminte. Și apoi, pe de altă parte, în această promisiune este un mângâitor care mustră. Care mustră. Cum am văzut în Ioan 16, de la 8 la 11, El va dovedi lumea vinovată. Deci un mângâitor care convinge lumea în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Al doilea gând, împlinirea acestei promisiuni a mângâitorului. Sunt două dimensiuni în împlinirea acestei promisiuni. Este o împlinire imediată pe timpul apostolilor, deci este prima împlinire, împlinirea imediată, și este o împlinire de lungă durată pentru vremurile din urmă, Ioel 2:20. Aceasta este ceea ce a vorbit Duhul Sfânt prin profetul Ioel când a zis, în vremurile din urmă, așa a spus, în vremurile din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură, ploaie, târzie. Deci mișcarea pentecostală de astăzi este împlinirea aceasta, vremuri din urmă, deci suntem o biserică a sfârșitului. Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, în al treilea rând, bucuria acestui mângâitor, primirea acestui mângâitor, bucuria primirii acestui mângâitor. Ca să te poți bucura de acest mângâitor, îți trebuie două lucruri. Să crezi că promisiunea este pentru tine. Și Apostolul Petru a spus, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri. Suntem în Fapte, capitolul 2, de la versetul 36 în jos. În oricât de mare număr îi va chema Domnul. Deci, nu-L puneți pe Duhul Sfânt în pătrățică denominațională, pentecostală, baptistă, ortodoxă, catolică. Lăsați-L pe Duhul Sfânt în Scriptură. Și apoi lăsați-L în viața dumneavoastră, să lăsăm în viața noastră. Și El va lucra potrivit cu ceea ce este. Deci nu-L putem noi pune acolo. Pentru copiii copiilor voștri. Deci este o promisiune care trebuiește crezută, este pentru tine, este pentru mine. Și al doilea lucru, este o promisiune care trebuiește primită. Deci nu numai crezută, trebuie să o și primim. Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Scopul principal al botezului cu Duhul Sfânt este acesta, întărirea mărturiei mele și a tale pentru a prezenta lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos. Îmi veți fi martor din Ierusalim până la marginile pământului. Martor înseamnă cel ce cunoaște și poate să vorbească despre ce cunoaște. Cine nu cunoaște, nu-i martor. În momentul în care te-a convertit Duhul Sfânt, m-a convertit Duhul Sfânt și m-a umplut cu putere prin botezul cu Duhul Sfânt, îmi întărește memoria, îmi unge mărturia și mă face să-L cunosc pe Hristos personal. Cunoscându-L pe Hristos, Domnul personal, pot să vorbesc cu oamenilor despre un mântuitor personal. Acesta este scopul fundamental al botezului cu Duhul Sfânt. Deci nu este scop mântuitor, că ești mântuit deja, ci este un scop misionar, de lucrare. Iar cel de-al doilea scop al botezului cu Duhul Sfânt este deschiderea ta și a mea spre manifestarea darurilor spirituale, așa cum sunt puse ele în 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 1 la 11. În concluzie, în această seară de sărbătoare, Duhul Sfânt nu este o forță, nu-i suflarea lui Dumnezeu, nu-i mușchiul lui Dumnezeu. Chiar dacă în Biblie este prezentat cu o terminologie numită putere dunamis, dinamis, de unde avem dinamită. Deci Duhul Sfânt este o putere în sine, dar este o putere personală, pentru că este o ființă personală. Ca dovadă că este o ființă personală, poate fi mințit,
De ce ai mințit pe Duhul Sfânt? Poate fi întristat, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Poate fi stins, nu stingeți Duhul, adică să fie oprit în biserica aceasta, nu lucrează, că la noi avem altă doctrină, asta înseamnă stinge Duhul. Deci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să fie, poate să ia decizii, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, numai o ființă logică poate să ia decizii. Suflarea a mea și a dumneavoastră nu e nicio decizie, că se pierde după ce am suflat. Nici musculatura cuiva nu ia decizie, că trebuie să aibă creier ca să se miște, nu? Așa. Deci Duhul Sfânt este o persoană și de aceea trebuie să știm și să vorbim despre Duhul Sfânt ca cea mai gingașă persoană din dumnezeire. De aceea păcatul împotriva Duhului Sfânt este un păcat care nu se iartă. Dar ce însemnează păcat împotriva Duhului Sfânt, lucru care închei? Păcat împotriva Duhului Sfânt nu însemnează numai a pune lucrarea Duhului Sfânt pe seama diavolului, ci păcat împotriva Duhului Sfânt, frați și surori, doamnelor și domnilor, însemnează a ți se deschide conștiința, să înțelegi că Iisus este singurul Mântuitor. Singurul Mântuitor. Și totuși împotriva conștiinței tale să nu crezi că Iisus este divin și Mântuitor. Pentru că în vremea aceea, când Iisus a scos dracii și l-au acuzat că scoate dragi cu Domnul dracilor, practic în ce au atacat ei? Au atacat în dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și oricine lovește și în aceste zile, de la teologii germani și până la cei americani de la Harvard, el și Princeton, care spun că Iisus a fost numai o personalitate antică, n-a fost Dumnezeu adevărat, aceștia sunt blasfemiatorii împotriva Duhului Sfânt. Oricine, numai Duhul Sfânt te poate face să înțelegi că Iisus este divin, că este Dumnezeu. Când te opui acestui gând pe care ți l-a dat Duhul Sfânt să înțelegi că Iisus este Mântuitorul și atentezi la divinitatea Duhului Sfânt, ai blasfemiat. Mori în acest păcat al necredinței, ai murit pentru iad, pentru totdeauna. Mă rog, Domnule, ca oricine a auzit cuvântul din această seară să nu fie confuz, pentru că nădăjduiesc că n-am prezentat confuz această învățătură scurtă de data aceasta despre Duhul Sfânt al Dumnezeu, ci este o învățătură limpede și clară. Tu ești în biserica Domnului pentru că Duhul Sfânt te-a convertit și te-a adus aici. Tu ești botezat cu Duhul Sfânt pentru că Iisus Hristos a avut grijă de lucrul acesta. Dacă ai fost în lume, a avut grijă Duhul Sfânt să te boteze, convertindu-te, născându-te din nou, după ce te-a bombardat cu cuvântul Sfintelor Scripturi, pentru că acest cuvânt să nască în tine credință și să te nască din nou. Mulțumim Domnului pentru lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm Domnului ca această lucrare să ne fie dragă. Iar dacă vrea cineva, zice, cum aș putea să fac și eu să cunosc mai mult și să știu mai mult? Duhul Sfânt are lucrare de activare a memoriei. Dar dacă vrei să-ți activeze Domnul memoria, pune cuvântul acolo și Duhul Sfânt ți-aduce aminte și vei vedea că cunoști mult.